Astăzi, la ora 10, am început cel mai amplu program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din România, IMM Invest. Cu un simplu click și completarea unui formular, IMM-urile din România au astăzi acces la credite garantate pentru investiții și capital de lucru, garantate cu până la 90%. Astfel, Guvernul României pornește al treilea program important în această primă fază, după programul cu șomajul tehnic, amânarea ratelor clienților la bancă, începem IMM Invest. Acest program este important nu doar prin dimensiune și caracteristici, și am să le explic imediat, dar prin faptul că tot astăzi începem și, spun eu, etapa a doua. Intrăm cu acest program în etapa a doua, etapa de repornire a economiei. Pentru că față de celelalte două programe, IMM Invest nu are nicio condiționalitate. Se adresează tuturor companiilor mici și mijlocii din România, nu doar celor care au fost afectate de criza coronavirus. Acesta este un program care, bineînțeles, poate fi accesat tot timpul anului, dar implicațiile sunt pe termen lung. Este un program prin care începem repornirea economiei. IMM Invest, alături de programul care se finalizează prin Exim Bank pentru companiile mari, similar, sunt cele primele două măsuri pe care le luăm pentru a reporni economia. Câteva elemente despre IMM Invest. Știți foarte bine, plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană. Creditele de capital, creditele sunt garantate cu până la 90% în funcție de destinație, dacă sunt capital de lucru sau investiții. Calculele noastre arată că avem un grad de multiplicare de minim 75 de miliarde de lei în economie și în prima fază, direct, vor fi susținute aproximativ 600.000 de locuri de muncă. Pentru perioada următoare, deci începând de astăzi, companiile se pot înregistra pe platforma immeinvest.ro. Lucrurile sunt foarte simple, am verificat-o și eu. Se completează un formular și după aceea informațiile sunt, dacă IMM Invest, platforma spune OK, informațiile sunt trimise către banca pe care a solicitat-o fiecare client. Să spunem că, de exemplu, un client a fost refuzat de o bancă, există posibilitatea să se încerce la o altă bancă, deci programul este flexibil. Așa cum am spus, nu există comisioane, comisioanele și dobânzile sunt susținute, suportate de Guvernul României prin acest program, iar diferența, iarăși o diferență față de ce s-a întâmplat până acum și de aceea spuneam că este cel mai important program din ultimii 30 de ani de zile. Până acum, suma pe care puteam să o acordăm pe companie prin astfel de programe aprobată de Comisia Europeană era de maxim 200.000 de euro. Prin acest program este pentru prima oară când Comisia Europeană ne-a acordat, putem să dăm această facilitate pe o sumă de 800.000 de euro pe companie. Ceea ce este o diferență enormă și arată clar că este un program care încearcă să, care dorește să repornească încă de pe acum economia. Mai sunt câteva lucruri de spus. Calendarul de implementare, deja de azi începem și nu există un termen limită. Nu există primul venit, primul servit. Vom merge cu acest program pe tot parcursul anului până la 31 decembrie 2012. Nu este un program care merge doar pe perioada stării de urgență. Va funcționa pe tot parcursul anului. Și dacă va fi nevoie, pentru că solicitările băncilor au fost mai mari pentru plafoane de garanții decât preconizat noi, dacă va fi nevoie, bineînțeles că vom suplimenta acest plafon în funcție de cum vedem evoluția în perioada următoare. Deci 15 miliarde sunt pentru început, noi considerăm că este un plafon important și prin această măsură închidem această primă fază prin care Guvernul României a pus la dispoziție 3% din PIB pentru această perioadă, măsuri de susținere a economiei. IMM Invest pornește de astăzi și sunt sigur că experiența celor care vor accesa acest program va fi una ușoară și vom vedea rezultatele în economie foarte rapid. Mai avem astăzi un lucru să comunic despre rectificarea bugetară, pentru că am văzut iarăși că încep discuțiile
Despre unde se taie. Nu se taie. În această rectificare bugetară nu s-a tăiat de nicăieri. Acele ministere care au considerat că pot să ajute bugetul cu economii în această perioadă, au luat această decizie și au transmis către Ministerul Finanțelor reducerea unor cheltuieli neesențiale. Sumele sunt foarte mici, de aceea nici nu au fost incluse în, sunt câteva sute mii la un minister, 4 milioane la administrația prezidențială, de exemplu, dar în rest sumele sunt foarte mici. Ceea ce a avut în plus această rectificare și a fost diferit de orice altă rectificare până acum, au fost suplimentate fondurile pentru Ministerul Transporturilor, care în anii precedenți erau de fiecare dată la rectificare tăiate, și la Ministerul Educației au fost suplimentate fondurile. Deci ministere care în trecut erau la fiecare rectificare văduvite de fonduri, au primit fonduri astăzi în acest moment, pe lângă Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Cam acestea au fost lucrurile pe care vreau să le prezint astăzi. IMM Invest pornește. De astăzi, Guvernul României intră în faza a doua, programul de repornire a economiei. Mulțumesc!